Salut, pecioare! Voi face citirea pentru săptămâna 23 ianuarie, 29 ianuarie, o săptămână cu Planetele Mers Direct, o săptămână în care unii dintre voi s-ar putea să mai resimțiți luna uh, nouă din vărsător, Poate că ați vizionat uh, uh, sfatul tarutului ermetic și uh, runele. Acum să vedem ce primiți în această săptămână. Voi, fecioarele. Un paș de spade. O inspecție. Cineva vă verifică la locul de muncă sau vă face o reclamație sau legat de o afacere, vă verifică, eu știu, corectitudinea în această afacere. Cumva trebuie să fiți foarte atenți la aceste verificări, inspecții. Voi? Voi aveți un regi, un prinț de bâte. Poate că unii dintre voi sunteți chiar bărbați și aveți un ascendent pe săgetător. sau o zodie, eu știu, ceva legat de săgetător. Dacă sunteți femei, s-ar putea să aveți un săgetător în preajma voastră cu care comunicați foarte bine sau am putea spune chiar, vă o veste Bună sau rea, trebuie să primiți această veste. Legat de o iubire, de o creativitate, de un hobby, de educație, aveți o trădare, cineva v-a trădat și aveți această suferință a trădării, nemulțumire, dezamăgire. Cunoașterea voastră trece. Am zice, printr-un moment destul de greu. Poate să fie pentru unii chiar o verificare a cunoștințelor, un examen, un concurs, o călătorie care vă verifică chiar aceste acumulări ale voastre de cunoștințe. Și este luna în pești. Este un aspect în care trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă aveți un drum de parcurs și acest drum este plin de pericole. Minciună, bârfă, cineva vă întinde capcane, vă minte, vă lingușește. Este bine să observați și să acționați în consecință. Acesta este sfatul arcanei. Resursele În resursele voastre, am putea spune că aveți uh, acea forță a lui Mercur, a magicianului, de a vă impune gândirea, ideile, creativitatea, de a vă impune în relații, în sentimente, în comunicare. Și cu energia și vitalitatea pe care o aveți, să vă urmăriți un obiectiv pe care să-l atingeți sau chiar să vă folosiți bagheta magică pentru a vă aduce în puterea voastră persoanele pe care vi le doriți. În schimb, dacă vorbim de locul de muncă, aveți sacrificatul cineva vă scoate cumva țapi spășitor. Dar pentru atitudinea voastră sunteți într-o perioadă de stagnare impusă de ceilalți. Este un moment în care totuși puteți să vă eliberați dacă vă schimbați concepțiile. Nu puteți schimba concepțiile celorlalți, dar puteți să vi le schimbați pe ale voastre. În ceea ce privește cariera, menirea voastră, voi sunteți în așteptarea fericirii. Așteptați ca această fericire să vină spre voi, și să vă ofere această cupă plină. Pentru comunicare, contracte, relații. În comunicarea voastră cu frați-surori, verberi, șoare, vecini, vă interesează aspectele legate de o casă. Poate că unii vreți să vă cumpărați o casă și vreți să cunoașteți mai multe aspecte, astfel încât să nu aveți surprize după ce o cumpărați sau o închiriați, sau unii dintre voi chiar vreți să vă modernizați o casă. Este un aspect benefic. În ceea ce privește contractele, asocierile, procesele, vreți să stăpâniți această situație. Este lumea. Lumea aduce o schimbare profundă în atitudinea voastră, astfel încât să țineți totul sub control și totul să depindă numai de voința voastră. Este această lume ca un fel de arcană care vă anunță un aspect foarte benefic, un fel de talisman al norocului de protecție divină și vă folosiți ideile, gândirea, sentimentele, creativitatea, relațiile, comunicarea. Dar și energia și vitalitatea. În ceea ce privește uh, relațiile cu prieteni, cu protectori, aveți uh, împărăteasa. Arată superioritate, arată uh, suveranitate, arată o impunere a acestei suveranități și o cerință clară: doriți-vă ce este posibil, fiindcă este deja îndeplinit. Dacă vă doriți imposibilul, vă puneți la dispoziția celorlalți. Deci, este un aspect benefic, această Venus, mica benefică, care vine și vă anunță că dacă vă doriți ce este posibil, este deja îndeplinit. Familia, căminul, contracte, schimbări, transformări și, bineînțeles, sacrificiu. Legat de familie sau aspecte din trecut, trebuie să faceți economii. Vă dați seama că sunteți într-o situație în care nu veți putea să vă atingeți un scop dacă nu vă îndepliniți această sarcină de a vă atinge niște economii, de a ține o situație sub control legată de bani în familie, în cămin. În ceea ce privește uh, schimbarea, transformarea, voi vă doriți uh, spada. Spada este a, asul de spade, este acea spadă care să vină să vă ajute, să vă protejeze, să-i pedepsească pe cei incorecți. Această spadă poate să vă scoată din stacnare. Dar este bine să țineți cont de faptul că această spadă îi ajută pe cei corecți. Și ultima este sacrificiul vostru. Aveți această situație în care vreți să gândiți, să meditați, să analizați ce s-a întâmplat cu voi, de ce ați fost rădați și... Uh, este o arcană a meditației, dar și a părerilor de rău. Oricui îi pare rău nu când își dă seama că a greșit și n-a observat la timp că este trădat. Aceasta a fost citirea pentru voi. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.